Este posibil ca medicul care v-a făcut colonoscopia să vă fi spus că aveți colon iritabil. Colonul iritabil este o tulburare a funcției intestinului, nu este o rană sau o iritație pe colon, așa cum apare o iritație atunci când, de exemplu, te zgârii pe piele. În principiu, bolile se împart în două categorii. Boli funcționale, în care organul respectiv nu este modificat dacă se face o biopsie, să spunem, dar este modificată funcția organului respectiv. Sunt foarte multe organe care pot să aibă boli funcționale, dacă e să mă refer la gastroenterologie, stomacul poate să aibă probleme funcționale, esofagul poate să aibă boli funcționale, colecistul, dischinezia biliară, de exemplu, este o tulburare funcțională a colecistului, colonul. Colonul iritabil este o tulburare a funcției intestinului, așa cum am menționat. El are simptome destul de numeroase, care nu sunt specifice. În general, rare ori se întâmplă ca un simptom de boală intestinală să fie specific unei anumite boli. Și după cum vedeți și în diapozitivul de față, cele mai importante simptome ale colonului iritabil sunt balonarea, care poate să apară în foarte multe boli. Uneori mărirea de volum a abdomenului poate să nu fie dată de gaze, ci poate să fie dată de prezența ascitei, lichidului în burtă. Un alt simptom al colonului iritabil este constipația, dar constipația poate să apară și în cancerul de colon, de exemplu. Diareea apare în colonul iritabil, dar sunt foarte multe boli intestinale care se însoțesc de diaree, sunt și boli pancreatice care se însoțesc de diaree, zgomote intestinale, și văd foarte mulți bolnavi care vin la consultație plângându-se de existența unor boli intestinale, dureri abdominale, de obicei în colonul iritabil durerile abdominale apar înainte de scaun și se liniștesc după ce bolnavul elimină scaunul. Uneori bolnavii au și alte simptome, cum este greața sau senzație de eliminare incompletă a scaunului. Cauzele sunt foarte numeroase. Pot să fie boli infecțioase intestinale, dar sunt și situații în care colonul iritabil poate să apară datorită stresului și bolnavii remarcă deseori că au simptome în condiții de stres. Bolnavii cu depresie au frecvent colon iritabil, bolnavii care au o alimentație inadecvată, de exemplu, care mănâncă gras, care iau mese la ore neregulate, care mănâncă în grabă fără să mestece bine alimentele, iar alimentele nemestecate cum trebuie nu se digere cum trebuie și alimentele nedigerate fermentează, din fermentație rezultă gaze și astfel apare balonarea specifică colonului iritabil. Dar sunt și medicamente care pot să inducă o tulburare a funcției colonului sau alergii la diverse alimente. În sfârșit, în condițiile în care se face o operație pe tubul digestiv, există posibilitatea ca bolnavul respectiv să aibă o tulburare a funcției colonului. Durerile abdominale care apar în colonul iritabil sunt necaracteristice. Uneori durerile sunt surde, permanente sau trecătoare, uneori sunt colicative, adică sunt foarte puternice cu durată relativ scurtă, ținând cont de faptul că colonul pornește din partea dreapta abdomenului pe lateral, urcă până în subcoaste, apoi merge transversal din dreapta în stânga subcoaste și coboară pe partea stânga abdomenului, deci are forma unui U cu deschiderea în jos. Localizarea durerii poate să fie diferită în colonul iritabil, uneori chiar în întreg abdomenul. Durerile apar în condiții diferite și sunt situații în care bolnavul spune că uneori în aceleași condiții are dureri sau nu are dureri. Cele mai frecvente situații în care apar durerile din colonul iritabil sunt stres, și am bolnavi care spun că au dureri la stres, supra-solicitare, unii se plâng de simptome apărute după anumite alimente și în special
grăsime animale, porc, smântână, unt, brânză grasă, ciocolată, produse lactate, în special lapte dulce, fructe și legume neprelucrate termic, care au nevoie de o perioadă mai lungă de digestie. Unii au dureri după alcool, cafea, băuturi carbogazoase, prăjeli, fasole, varză, dulciuri concentrate, condimente, tocături, maioneză sau vinete. Sunt și persoane care se plâng de simptome la nivelul coronului, odată cu ciclul menstrual sau în condițiile în care există frig sau căldură excesivă sau atunci când bolnavul nu s-a odihnit de mult timp. Alte simptome în afară de durere, balonare și flatulență prin acumulare de gaze intestinale, iar evacuarea acestora este de un miros neplăcut. Bolnavul poate să aibă senzația că se scapă pe el, senzația iminentă de scaun. Alții, invers, au senzația că nu s-a evacuat complet intestinul, senzația de evacuare incompletă a materiilor fecale. Și unii chiar au impresia că au un corp străin rectal și din cauza aceasta merg relativ des la medic. La tușeul rectal medicul nu palpează nimic, fac rectoscopie, nu se decelează nicio modificare, uneori colonoscopia nu decelează modificare, iar bolnavul poate să jure că are ceva în rect. Scaunele pot prezenta mucus. Mucusul în scaun are semnificații diferite. Uneori mucusul este secretat de colon atunci când din interiorul său există toxine și mucusul este secretat ca să nu permită toxinelor trecerea în mucoasa intestinală, sau mucusul poate să fie secretat în condițiile în care materiile fecale sunt tari și mucusul ajută la eliminarea acestora. Foarte important, mucusul nu are niciodată sânge în colonul iritabil. Bolnavii cu colon iritabil pot să prezinte, să aibă senzația de săturare imediat după începerea mesei, uneori de disconfort după masă. Bolnavul se așează la masă foarte bine și se ridică simțindu-se rău, uneori dureri de spate care parcă n-ar avea legătură cu colonul, greață, cefalee, mai ales la femei, uneori arsuri retrosternale ca în boala de reflux gastroesofagiană, scăderea poftei de mâncare, oboseală persistentă sau dureri la contactul sexual la femei. Datorită faptului că sunt foarte multe simptome care încurcă diagnosticul, au fost elaborate niște criterii de diagnostic pentru colonul iritabil. Și aceste criterii ar fi durerea abdominală recurentă care apare cel puțin o zi pe săptămână în ultimele 3 luni, iar durerea trebuie să se asocieze cu două sau mai multe din alte criterii, cum sunt dureri la defecație, modificarea frecvenței scaunelor, modificarea în forma și consistența scaunului, sau simptomele acestea trebuie să fie prezente de cel puțin 6 luni. Există mai multe forme de colon iritabil. Teoretic, acestea pot să fie clasificate astfel: colon iritabil cu constipație, colon iritabil cu diaree, formă mixtă de colon iritabil cu diaree și constipație și colon iritabil neclasificat care are și alte simptome în afară de cele menționate de mine anterior. Durerea este un element extrem de important în semnalizarea existenței unei boli și mi se întâmplă să văd bolnavi cu boli grave, avansate, care nu au mers la medic pentru că nu au avut dureri, așa spun ei. De ce să merg la medic când nu m-a durut nimic? În cazul colonului sunt foarte, foarte multe boli care pot să dea durere. Și după cum vedeți în schema din alăturată, în afară de colon iritabil, sunt boli serioase care pot să dea durere. Ocluzia intestinală. Durerile sunt puternice, se însoțesc de obicei de vărsături și întreruperea tranzitului intestinal. Infarctul colonului. Durerile sunt extrem de puternice și bolnavul de obicei trebuie să se opereze ca să scape de această problemă. Cancerul de colon, la fel, poate să însoțească de dureri.
bolile inflamatorii intestinale, boala la Crohn și rectocolita ulcero-hemoragică, boli serioase, mai puțin frecvente în România, dar totuși văd câteva cazuri pe lună. Volvulusul sau înnodarea colonului, aderențele care apar în abdomen după diverse intervenții chirurgicale, dolicocolonul, colonul prea lung, constipația severă, poate să dea și ea dureri, diverticulii colonului, iradierea, parazitoze, paraziții intestinal pot să dea durere, traumatisme, de asemenea colita de diverse forme, colita pseudomembranoasă, colita ischemică sau colita microscopică se pot asocia cu dureri de colon. Deci în condițiile în care un bolnav are durere care ar putea să fie dată de colon, este evident că diagnosticul poate să fie extrem de variat. Aș vrea să fac câteva precizări referitoare la constipația și diareea din colonul iritabil. Dar în primul rând, ce înseamnă tranzit intestinal normal? Din punct de vedere al numărului de scaune, tranzitul intestinal normal este considerat atunci când o persoană are un scaun pe zi, un scaun la două zile sau două scaune pe zi. În definiția tranzitului intestinal normal nu figurează consistența scaunului. Deci nu se poate spune despre o persoană care are diaree doar pentru că are scaune moi și nici că are constipație doar pentru că are scaune tari. În cazul constipației, aceasta poate să fie prezentă în colonul iritabil, dar ea poate să apară și în alte situații, mai frecvente fiind dietele inadecvate, deci sunt situații în care un bolnav este constipat pentru că pur și simplu nu mănâncă corespunzător capacității colonului de a digera, sau sedentarismului și diferitelor boli, inclusiv cancere. Diareea, de asemenea, este prezentă în colon iritabil, dar și ea poate să fie prezentă datorită unei alimentații inadecvate, datorită unei igiene neadecvate, datorită unor infecții, parazitoze sau toxine, dar există și boli serioase care se pot însoți de diaree, cum sunt bolile inflamatorii intestinale, cancerul sau diverticulii de colon. Ținând cont de faptul că în colonul iritabil nu există o modificare anatomică la nivelul colonului, colonoscopia de obicei este normală, nu sunt modificări. Iar atunci când medicul după colonoscopie îi spune bolnavului că are colon iritabil, de fapt îi spune acest lucru nu pentru că a găsit modificări de tip iritativ la nivelul colonului, ci tocmai pentru că nu a găsit nimic la colonoscopie. Colonul iritabil este un diagnostic de excludere. Un bolnav poate să aibă simptome abdominale diferite. Dacă se face colonoscopie și colonoscopia este normală, se poate pune diagnosticul de colon iritabil. Foarte multe persoane vor să trateze colonul iritabil, dacă se poate, naturist, fără medicamente. Cum se poate face tratamentul colonului iritabil naturist? Dacă ne uităm pe schema cauzelor colonului iritabil, putem să ajungem la concluzia că acesta se poate trata tratând infecțiile intestinale, tratând stresul, poate să fie tratament naturist sau tratament psihologic, tratând depresia, modificându-ne cantitatea și felul alimentelor ingerate, de exemplu evitând alimentele care provoacă neplăceri la nivelul colonului, încercând să mâncăm în liniște, să nu ne grăbim la masă, să luăm mese la ore regulate, să nu fumăm sau să fumăm cât mai puțin, să vedem dacă nu cumva avem alergii la anumite alimente și să înlăturăm aceste alergii. Deci, după cum vedeți, probabil că sunteți dezamăgiți, nu există un tratament medicamentos al colonului iritabil, un tratament cauzal al colonului iritabil, cauzele fiind, putând să fie înlăturate, cunoscându-le și acționând asupra lor. Medicamentele care se dau în colonul iritabil, de obicei, reprezintă un tratament simptomatic. Importantă este dieta. Sunt doctorul Dițoiu Alexe Valerian, vă mulțumesc pentru atenție.